Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela de la Shantor și mi-am propus să vă vorbesc astăzi despre ereditate și mai exact despre gene, cromozom și cariotip. Ereditatea este însușirea tuturor viețuitoarelor de a poseda informație genetică pe baza căreia caracterele morfologice, fiziologice, biochimice, dar și comportamentale sunt transmise de la o generație la alta. Informația genetică este codificată biochimic în ADN, respectiv în acidul dezoxiribonucleic. Genele sunt mici secvențe din molecula de ADN. Fiecare genă condiționează sinteza unei sau unor proteine și astfel manifestarea și transmiterea unui caracter ereditar. Fiecare genă conține informații care determină caracterele corpului, ca de exemplu culoarea părului, culoarea ochilor și chiar predispoziția la o anumită boală. Totalitatea genelor unui individ formează genotipul. Fiecare ființă are propriul său bagaj genetic, genele determinând organismul să se dezvolte și să funcționeze într-un anumit fel. Iată, putem observa aici o celulă în care s-a individualizat nucleul. În nucleu sunt prezenți cromozomii formați din filamente de cromatină. Iar aici puteți observa proteine. Iată molecula de ADN, iar secvențe din molecula de ADN reprezintă gene. Genele pot fi dominante sau recesive. Genele dominante sunt acele gene care exprimă un caracter în organism, chiar dacă există într-o singură copie. Ele vor determina caractere dominante. Genele recesive exprimă un caracter în organism numai în lipsa unor gene dominante. Cromozomii. Cromozomii sunt alcătuiți din fibre de cromatină. Ei sunt vizibili la microscop doar în timpul diviziunii celulare, atunci când fibrele de cromatină se spiralizează și se condensează. ADN-ul formează cromozomii. Numărul fibrelor de cromatină din structura unui cromozom diferă. La sfârșitul diviziunii celulare, cromozomii sunt alcătuiți dintr-o singură fibră de cromatină puternic spiralizată, numită cromatidă. Înainte de diviziunea celulară, cromozomii își dublează cantitatea de cromatină, devin bicromatidici, cele două cromatide fiind unite printr-o structură numită centromer. În această imagine puteți observa un cromozom, hai să scriem întâi cromozom, bicromatidic. Cromozomii se găsesc sub formă de perechi în celulele corpului, care se numesc celule diploide și se notează cu 2N. În celulele umane, 2N este egal cu 46, ceea ce înseamnă că în fiecare celulă somatică avem câte 46 de cromozomi dispuși în 23 de perechi. Celulele reproducătoare au doar jumătate din numărul de cromozomi. Ele se numesc celule haploide și se notează cu N. Dacă 2N egal cu 46, atunci N este egal cu 23. Celulele haploide sunt celulele reproducătoare numite și gameți, respectiv ovulele și spermatozoizi. Cariotipul uman normal. Numărul și forma cromozomilor sunt caracteristice fiecărei specii. Cei 46 de cromozomi din celulele umane sunt 44 autozomi în primele 22 de perechi și 2 sunt heterozomii în perechea 23, XX la femei și XY la bărbați. Pentru a putea fi analizați,
Cromozomii se colorează prin tehnici speciale, se fotografiază, se decupează, se împerechează și se aranjează în grupuri, în ordinea descrescătoare a mărimii lor. Astfel se realizează cariotipul. Cariotipul uman cuprinde următoarele grupe de cromozomi. Grupa A, grupa celor mai mari cromozomi. Aceștia sunt cromozomii 1, 2 și 3. Urmează grupa B cu cromozomii 4 și 5. Grupa C cuprinde cei mai mulți cromozomi, și anume cromozomii 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Grupa D cuprinde cromozomii 13, 14 și 15, în timp ce grupa E cuprinde cromozomii 16, 17 și 18. Iată și grupa F cu cromozomii 19 și 20 și grupa G, grupa celor mai mici cromozomi, și anume cromozomii 21 și 22. Cromozomii sexuali de tip X și Y formează perechea 23. Haideți să încercăm să identificăm sexul organismelor al căror cariotip este prezentat în imaginile A și B. Iată imaginea A. Observăm că avem 46 de cromozomi dispuși în 23 de perechi, iar pentru a identifica sexul organismului ne uităm la ultima pereche. Observăm că avem 2 cromozomi identici și atunci înseamnă că sunt 2 cromozomi X, ceea ce înseamnă că acesta este cariotipul uman al unei femei. Să vedem acum imaginea B. Avem tot 46 de cromozomi dispuși în 23 de perechi, dar iată, ne uităm direct la perechea 23, în care vedem un cromozom mai mare, acesta este cromozomul X, și un cromozom mai mic, cel de tip Y, ceea ce înseamnă că acesta este cariotipul unui bărbat. Cele două cariotipuri prezintă vreo anomalie cromozomială. Anomaliile cromozomiale se pot referi la numărul cromozomilor, care poate să fie mai mare sau mai mic față de numărul normal, care este 46, sau structura cromozomilor. Uitându-ne la cele două imagini, putem spune că nu există anomalii cromozomiale în fiecare pereche având doar 2 cromozomi sau 2 cromozomi, nefiind nici cromozom suplimentar și nici cromozom lipsă, ceea ce înseamnă că vorbim de cariotip uman normal. Reținem faptul că acest cariotip reprezintă aranjarea în grupuri a imaginilor perechilor de cromozom în ordinea descrescătoare a mărimii lor.